E o rețetă destul de simplă. Trântim toate ingredientele într-o oală și aruncăm oala în cuptor, după care așteptăm. Bine, înainte să aruncăm ingredientele în oală, trebuie să le și tăiem, să le tocăm. Începem frumos cu o ceapă, roșie albă de care aveți și voi prin casă. Asta e ceapă de apă. O tăiem frumușel în patru, după care cubulețe mai măricele, așa. Puteți folosi și praz pentru un gust mai dulceag. Dăm frumos ceapa într-o parte aici pe tocător și continuăm cu ce ne vine la mână. Un ardei capia, nici prea mare, nici prea mic, și ăsta tăiat fâșiuțe prima dată, după care cubulețe mai potrivite așa, nici prea mari, nici prea mici. Dăm frumos lângă ceapa asta care n-ar fi trebuit să fie iute, dar te face să plângi o lecuță. Așa, tulpină de țelină, 3 bucăți suficiente și pe asta le tăiem așa rondele mai măricele. Lângă ceapă și ardei, ce mai am aici? Usturoi. Ăsta pune și voi după gust. Eu o să pun, hai, 3, 6, 8 căței. Sunt suficienți. V-am mai spus, îmi place usturoiul. N-am ce face. Zdrobim și trecem odată cuțitul prin el. S-a cam umplut tocătorul, așa că venim frumușel cu o oală de lut, de fontă, tigaie, tavă, ce aveți și voi prin casă. O punem frumos aici, să meargă la cuptor, da? După care răsturnăm tocătorul, îi mai indicat, mai dăm și pe jos, se mai întâmplă. Așa, ia să-l curățăm bine, aruncăm frumușel toate legumele aici la grămadă. Mai avem ceva de tăiat, frumușel cu tocătorul înapoi. Cu ce începem? Hai să tăiem câteva roșioare, vreo 5-6 de-astea așa mai micuțe. Scăpăm frumos de partea asta tare de aici, după care frumușel pe jumătate și încă o dată pe jumătate, după care cubulețe, v-ați obișnuit, să fie mai micuț tăiată ca să se transforme mai repede în sos. Ia frumușel, continuăm, fără bucățica asta de aici, eu zic că astea 5 sunt suficiente, pentru că o să mai vină cu ceva colorat așa, roșiatic. Frumos în oală, peste legume, adunăm tot, nu lăsăm nimic în urmă, așa, și continuăm cu, ia să vedem, ajung roșiile astea, hai că ajung, am stropit și oala pe aici, da, îs suficiente. Continuăm cu castraveții murați, codița asta nu e bună, ia uitați-vă ce culoare frumoasă au ăștia în interior, de la varza aia roșie, mamă, și zeama asta, oho, chiar că arată bine. Ia să tăiem un colț, să vedem cum îi, bă, știu, cum îs. N-am putut să mă abțin. Ia, frumușel și ăsta. În bucățele așa mai măricele, ca să dăm de el în preparat. Hai, încă vreo 2-3 castraveciori sau 4-5. Sau după gust. Oricum, musai să puneți vreo 6-7 bucăți. Ia, frumușel și ăștia peste legume aici. O leacă de ordine, opa, așa că dărâm și împrăștii roșeața asta în toată bucătăria. Ștergem o lecuță și oala asta să arate bine, să fie frumoasă. Și tocătorul, să nu împrăștiem prea tare. Și ce mai avem pe aici de pus? Scăpăm frumușul de castronel. Astea, la revedere. Cum spuneam, mai dăm o leacă de roșeață. Am aici pastă de ardei cu ceapă. Îi făcută în casă. Și asta e mai dulceagă, așa, și va ajuta foarte mult preparatul. O lingură, hai, două linguri mai babane, așa, cu vârf și jumătate. Păi bună, nu de alta, e făcută de mămica. Trebuie să o folosesc, nu? Încă o leacă de paprika de boia dulce. Gata și cu asta, suficientă. Și hai să amestecăm o lecuță. Ia uitați-vă, le împrăștiem pe toate pe aici prin oală. Ce culori frumoase avem în olicica asta. Și să o vedeți la sfârșit cum arată cu ciocănările alea, pulpele alea de curcan. Ia, încă de două ori cu lingura în oală. Ne asigurăm că sunt bine, bine amestecate, bine împrăștiate pe aici. Suficient deocamdată. Dăm frumos oala la o parte să avem loc să ne desfășurăm, să perpelim o lecuță. Pulpele astea de curcan nu le putem arunca așa în oala aia. Parcă nu sunt frumoase. Așa, frumușel un ochi, o tigaie mai măricică. O punem frumos aici la încins. Focul să fie mediu spre mare. O stropim, n-o stropim. O ungem cu o lecuță de untură de rață sau untură de porc. Bine, nu aveți, folosiți ulei de măsline, de floare, nu contează. Cât să zic, lingura asta e suficientă. Sau mai merge măcar așa jumătate de lingură. Și asta frumos în tigaie. Ia, la revedere. Pam, pam, haide.
nu vrea untura asta să se scutere de pe lingură. O să pregătim noi și un clește ceva. E bine, am aici penseta, cred că mă descurc. Dacă nu, caut eu clește. Încă puțin și untura îi topită. O lăsăm să se încingă o lecuță. Și cred că e mai bun un clește. Mi-am adus aminte că am unul la îndemân, a restul la spălat. Ia să vedem. Am condimentat cotlet de curcan. Ce cotlet de curcan? Pulpe, ciocănele de curcan. Le-am condimentat ieri cu sare și piper și o leacă de ulei de măsline ca să-și tragă acolo un pic de gust. Frumușel, venim cu ciocănelele astea aici. Oho, s-a încins destul de bine untura. Aveți mare grijă să nu sare pe voi. Încă puțin și gata. Le lăsăm la perpelit, la prăjit, la rumenit, undeva la, cât să zic, un 2-3 minute pe fiecare parte. Ne uităm la ele și le întoarcem din când în când, da? Nu. Să nu le uităm, să nu le ardem. Ia uitați-vă, au început să prindă culoare destul de repede. Frumușel și pe partea asta. Ăsta și ăsta, mare grijă, acuși. Încă, cât să zic, 2-3 minute și asta, dacă aveți și un capac la îndemână, ar fi perfect. Hai, acolo, nu mai sări, da? Gata. Până să încinim un pic și pe partea cealaltă. Gata, suficient. A sărit destulă untură pe mine și pe Vlad. La revedere, oprim focul. Hai să mai întoarcem și pasta o dată. Lăsăm așa o lecuță să-și revină, să nu mai sfârie, până ștergem. Ce mizerie am făcut. O leacă de loc, pentru că venim cu oala de lut. O așezăm frumos aici, să dea bine la cameră. Văd că s-a mai potolit și nebunia din tigaie, așa că venim frumușel cu pulpițele astea, cu ciocănelele aici, peste legume și peste castraveciorii murați. Ia, cum așezăm? Să încapă. Mai presăm și noi o lecuță. Oricum se vor strânge legumele, nu ne facem probleme. Hai, încă puțin, intră aici. Perfect. Trebuie să avem un pic grijă cu untura asta, mă gândeam, o lecuță. E prea fierbinte și mi-e frică să nu crapă oala aia de lut. E păcat de ea. Așa că prima dată să ajut cu ceva, să mai răcesc, să mai am lichid pe fund, puțin vin. Merge și ăsta de minune. Turnăm așa și pe curcan, încă puțin, cât să zic, 100 și ceva de mililitri, acolo 150, maxim mai încă 2 stropi și stați așa o lecuță. Nu se face treaba așa, n-ai cum pe ce doar curcanul să bea vin. Eu ce am? Până se răcește untura aia să beau și eu măcar o gură. Cât de bine miroase, un chardonnay sec. Folosiți și voi sec sau demisec, dar eu zic că e mai bun sec. Gata. Hai că am timp destul să beau cât va sta la cuptor curcanul ăsta. Nebunia asta, mamă, cât de bine miroase și untura asta. O turnăm frumos pe fiecare bucățică în parte, să se scurgă așa ușurel, nu dintr-o dată la fundul oalei. Și eu zic că e suficient. Dacă vreți așa o lecută de grăsime mai multicică, eu zic lăsați-l așa că e perfect. Scuturăm puțin cimbru peste ciocănelele astea și peste legume. Ia uitați-vă, cimbru românesc. Nu mult, pentru că e destul de parfumat și dacă punem prea mult după aia, încă amărâm și a gust amar. Suficient și cimbru. Mai împrăștiem așa de două ori, adică întoarcem ciocănelele astea cu cimbru în jos. Se va amesteca el pe parcurs aici în olicică. Gata, mai presăm de două ori. Venim cu o hârtie de copt. Pe unde am pus-o? Aici. Deci, prima dată hârtie de copt. Să izolăm bine. O înghesuim pe aici. Nu trebuie să o aranjăm într-un fel anume. Doar să fie de colo-colo. După care venim cu folie de aluminiu. Dacă aveți o oală din asta cu capac, mai bine. A mea, aia cu capac era prea mică. Așa că e bună și asta, merge și hârtia de copt, merge și folia de aluminiu. Înfășurăm bine, sigilăm bine, după care frumușel cu olicica asta în cuptor la 180 de grade. N-am încins cuptorul, da? La fel, să nu crape oala, 180, o lăsăm așa să se încingă ușurel. În felul acesta, sigur,
o vom scoate întreagă, după vreo, cât să zic, o oră și 20, o oră și 30 de minute, maxim. Oricum, putem să verificăm și noi din când în când, nu? Cuptorul meu coace într-un fel, al vostru în alt fel. Până mai iau de curățenie, mai iau de un pahar cu vin. I'll be back cu olicica aia. Cu nebunia aia de corcan cu castraveți, murați mama. Merge, merge cu vin alb. Gata. Să trecem la treabă. Acum câteva zile tângeam după puțină răcoare și acum încălzesc la cuptor cu un vin. Mamă. N-am programat vremea, dar am nimerit-o cu mâncărica asta. Ia să vă arăt ce nebunie îi aici. Uhu, frige, mamă. Pam, pam. Ultimele 15-20 de minute am aruncat folia aia de aluminiu și hârtia de copt. Ia priviți. Tadadam, tadam. Uhu, ce nebunie, ce frumos bolborosește. Și cât de bine s-au rumenit și ciocănelele astea. Mamă, ia priviți. Oh, și se topește în gură, ce să mai încolocoa. O leacă de verdeață, așa pe repede înainte, să intre puțin așa în sos, să-i mai dăm un gust de fresh. Am aici mărar și pătrunjel. Tocat mărunt, gata, abia mai pot vorbi. Amestecăm o lecuță așa, cu lingura împrăștiem și verdeața, mamă, și cât sos avem aici. Numai bine cu o pâinică proaspătă. Bine, până la urmă, cred că merge și cu o mămăliguță sau un piure de cartofi. Cu ce aveți și voi poftă, nu contează. Dăm frumos tocătorul la o parte și venim cu o farfurioară. Am pregătit-o deja să mă mișc mai repejor. O aranjăm frumos aici și vorba lui Arvunescu s-o umplem. Nevoie de o lingură, trebuia mai măricică una, dar hai să zicem, mă descurc cu asta. Venim prima dată cu legume și castraveți, așa frumușel în mijloc, fără să murdărim, uite că am murdărit, nu mai contează. Deja castravetele ăsta nu mai e așa colorat în interior, dar îi perfect gătit. Mamă, ce parfum vine din oala asta. Încă niște roșii, o leacă de zeamă, ceva tulpină de țelină. Hai, mai pun încă două bucățele așa, bucățică de castravete și niscai legume ce mai găsesc pe aici pe la fund. Mamă, și usturoiul ăsta. Adevărat că usturoiul ăsta a dus tocănița la un alt nivel. Un nivel mai înalt. Ați înțeles voi. Gata, nu mai pot să vorbesc pentru că am oala asta sub nas. Dacă tot am urdărit farfuria, măcar să o și șterg o lecuță, să se vadă bine, frumușel, dacă tot facem o treabă, să fie bună făcută, bun făcută până la capăt. Așa, venim frumușel cu un ciocănel dintre ăsta. Mamă, cât de moale îi, trebuie să ne mișcăm așa ușurel, să fim mai delicați cu nebunia asta, pentru că să nu se rupă. E foarte, foarte, foarte fraged. O să-l vedeți voi imediat. O să-l vedeți imediat cum se rupe. Gata. Bye, bye cu tocătorul. Ia să-mi pun și eu într-o farfurioară. Să se răcească o lecuță ca să pot gusta. Două, trei linguri acolo și un ciocănel din ăsta cu puțin castravete. Gata, m-am pierdut, v-am spus frumușel și ăsta și lăsăm aici. Așa, continuăm cu farfuria aia. Îi mai dăm o leacă de verdeață prima dată, așa pe margini, pe castravete, puțin pe ciocănel, stânga, dreapta. Mai venim cu două, trei bălării așa mai frumușele. Le-am căutat și eu până le-am găsit. Împrăștiate și astea, cum ne vin la mână, nu e mare combinație pe aici. Asta pe aici și cam asta a fost farfuria. Ia priviți. Tadadadam, tadam. Hai să fim serioși. Arată într-un mare, mare fel. Dăm așa o tură, o să vedeți pe toate părțile. Vin și cu a mea lângă și să vedem ce am făcut. O leacă de verdeață. Nu multă, puțin așa împrăștiată stânga-dreapta. Am pregătit aici un coltuc de pâine. Nu putem fără, mamă, în zeama asta așa. Prima dată. Ia să vedem. Bă, băiatule, așa o furculiță. Deci cum e sosul ăsta, trebuie să vă arăt cum e carnea. Ia uitați-vă cum se rupe, cum se desface bucățica asta de carne. Wow. Și câte bine miroase.
Hai de capul meu. Păi așa. Deci a prins curcanul ăsta un gust. Cred că de la castraveți. Wow. Frige. Ieșit din comun. Începem cu pulpele de gâscă. Le condimentăm și le perpelim puțin într-o tigaie mai măricică. Ia, o pune frumos aici pe plită, la încins, focul să fie mediu spre mare, să meargă treaba mult mai repejor. Și nu le mai condimentăm pe tocător, le condimentăm direct în tigaie. Le punem frumușel cu pielea în jos. Ia uitați-vă aici cât am mai pulpa de gâscă. Mamă! Venim frumușel prima dată cu sare. Au nevoie, nu glumă. Așa, nu. Bine, de fapt... au nevoie, dar nu trebuie să punem noi foarte, foarte multă sare, pentru că și varza e destul de sărată. Suficientă sare, piper proaspăt râșnit, bineînțeles, nu scăpăm de ăsta niciodată. Suficient, scuturăm râșnița, o punem înapoi și puțin cimbru uscat. Ce parfum, cimbru românesc. Mamă, ce nebunie e aici în tigaie, cum sfârâie pulpele astea. Suficient cimbru, la revedere deocamdată. Mai avem nevoie de el. Ia să caut eu un clește, să le pot întoarce. Ia să vedem, ia să vedem. Ah, hai că mai au o lecuță. Împrăștim toate condimentele de pe pulpă. Bine, toată treaba o să dureze undeva la 4-5 minute maxim. Ia să mai verificăm o leacă. Oho, perfect, suntem pe drumul cel bun. Ia uitați-vă ce frumos a rumenit pulpița asta de gâscă. O întoarcem și pasta. Opa, așa, cred că aveam nevoie de o tigaie mai măricică. Mamă, și câtă grăsime își lasă. Cască, e bună, nu mai adăugăm grăsime, avem destulă în tigaie. Gata, suficient cu perpelitul. Ia uitați-vă aici, oho, ce bine s-a rumenit și pulpița asta. Wow, perfect. Și asta, ușurel, că îi untura asta foarte fierbinte. Mamă, 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 cum arată toată nebunia asta. Wow. Bine, nu trebuie să le rumenim foarte, foarte mult. Le încălzim așa o leacă pentru cuptor, să nu le băgăm reci de la frigider. Așa că pulpele îs pregătite, să continuăm, să trecem la etapa următoare. Am aici varză murată, undeva la 1,5 kg, cred, parcă. Și am lăsat o leacă de zeamă în castron. Bine, mai am nevoie și de ăla. Am spălat-o puțin pentru că era destul de sărată. Îi din piață. Nu, îi pusă de mine. Mamă, ce... cât mi-aș dori, de fapt, să pot pune varză, să am unde să o țin. Așa, trecem odată cuțitul prin ea, o tăiem așa fideluță. Sau mai mare, cum aveți și voi chef. Nu-i o regulă. Cotorul îi al meu. Când îmi miroase varză murată, am impresia că vine Crăciunul. Ia, hai să continuăm mai pe repede înainte să băgăm pulpele alea de gâscă în cuptor. Gata și cu ultima bucată. O punem frumușel înapoi în castron. Mai avem nevoie de tocător, nu de alta. Oho, am ceva varză aici și parcă tocată îi mai multă. Nu mai încape în castron. Ia, cu vârf să fie. Pam, pam, perfect. Dăm un bucat așa deoparte, o leacă de curățenie, ștergem puțin tocătorul, uite-l că se mișcă, nu cred că am pus suficiente șervețele de desubt. Ia, gata, hop, așa, nu fugi, stai aici, gata, perfect. Continuăm cu un ardei capia, ia să vedem, sau doi, ăsta e mai măricel, zic că o să fie suficient. Fâșiuțe prima dată, după care în cuburi mai măricele, dar nu-l vrem foarte, foarte mărunt tocat. Și ăsta la fel, pam, pam, ia uitați-vă ce repede merge treaba, iuhu! Morcov, am aici doi, unul mai mare, unul mai micuț, pe jumătate prima dată, hop, că nu se...
mai nu vrea să mai iasă cuțitul din morcov. După care rondele la maxim jumătate de centimetru grosime. Dă frumos lângă ardei pentru că vor intra în aceeași oală în același timp împreună. Ceapă roșie sau albă de care aveți și voi, două bucăți mai mări, cele mai potrivite. O tăiem așa în 3, în 4, după care la fel și asta, cuburi mai mari, da? Nu o vrem tocată foarte, foarte mărunt. Să mai dăm acolo de aia preparat să o vedem. Ia și ceapa asta, o dată, de două, zup, zup și la revedere, terminași. Iuhu! Sau aproape terminași, mai am și ceva mărar, cât să zic, două legături mai babane. Ia scăpăm frumușel de codițe, nu vreau și ce era plasticul ăla cu care îi prins mărarul. Trecem o dată cuțitul prin el. Nu îl vrem nici pe ăsta, foarte, foarte mărunt tocat. Are ceva de stat în cuptor. Venim frumușel cu o oală de fontă sau o tavă, ce aveți și voi prin casă sau la îndemână. O aranjăm și pe asta frumușel aici. Scăpăm de capac, că și ăsta are vreo 15 kg. Ia să vedem, stă bine, să nu cumva să fugă. Hai că stă. Așa. Prima dată venim cu o leacă de grăsime de aici din tigaie. Turnăm o lecuță undeva la 2, 3, 4 linguri. M-am făcut-o cu condimentele astea. Wow! Și untura asta cât de bună o să fie. Varza, tocată mărunt mai devreme, la grămadă, nu stăm să punem pe rând, nu stăm să punem straturi. Și acușica, mărarul și ăsta frumușel, de fapt toate la grămadă. Un preparat, o rețetă foarte, foarte simplă. Și rezultatul final va fi unul spectaculos. Wow, abia aștept, cred că v-am mai spus și cred că v-am plictisit. Așa, ia să, dacă tot am creștele ăsta la îndemână, să le plimbăm puțin pe aici, să le încorporăm cum ar veni, să le facem cunoștință mai degrabă. Încă puțin piper proaspăt râșnit, are și varza nevoie, nu? Să fim serioși. Nu prea mă omor să pun piper boabe, pentru că îi mai aiurea așa când ai de el în mâncare. Ăsta râșnit se împrăștie bine. Își lasă gustul exact cum trebuie și unde trebuie. Suficient. Chimen, câteva semințe, că să zic o linguriță și jumătate, maxim două. Și ăsta la fel împrăștiat. Mamă, și chimenul ăsta va face minun cu varza. Hai, mai merge o lecușă, încă o leacă de cimbru uscat. Ia și asta puțin mai mult sau după gust. Bine, nu trebuie să exagerăm pentru că și asta amărăște. 2, 3, 4 foi de dafin și astea împrăștiate pe aici și pastă de ardei dulce. De data asta am la tub. Ia, la fel și asta. Zup, 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 zup. Hop. De fapt, ăsta e tubul, cam tot. Nici nu știu cât a avut undeva la... Bună! 40 de grame, cam așa. Mai am aici o leacă de roșii pasate. Le punem și pasta frumușel peste. Pam, 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 pam. Și uitați-vă ce nebunie avem în olicica asta de fontă. Le mai împrăștiem așa de 2-3 ori. Venim cu puțină apă, ia să spălăm cana asta în care a fost sucul de roșii, cât să zicem, prima dată vreo 500 de mililitri, nu știu dacă o fi de ajuns, dar om vedea. Ia să vedem, băgăm așa frumușel cleștele ăsta pe aici, oho, ba da, îi suficientă apă, dar nu vrem să acoperim prea mult, nu vrem să facem ciorbă, borș scăzut, cum era și ăla. Și venim frumușel acum, acușica cu pulpițele astea de gâscă. Ia să vedem cum le aranjăm, să încapă, nu de alta. Uhu, perfect, hai că a mai rămas loc de una aici în oală. Mamă, mamă, ia uitați-vă cât de bine arată. Tragem un pic așa de varză stânga-dreapta să le înghesuim pe aici și or să-și mai lase și asta o leacă de grăsime, dar parcă e păcat și de grăsimea asta așa cu condimente să o aruncăm. Mai împrăștiem așa puțin. Hop, hop, hop și hop, că n-am pus
untură, n-am pus ulei, n-am pus absolut nimic. Asta e grăsimea pulpelor. Și mai avem ceva de făcut? Da, să bem un șpriț de vin după. Punem frumos căpăcelul, sigilăm bine și în cuptor la 170-180 de grade pentru cât o dura. Cred că undeva la minim 2 ore. Posibil să mergem 2 ore și jumătate. Vedem și noi pe parcurs, le mai verificăm. Ne uităm la dânsele să vedem ce fac pe acolo. Ce să mai încolo? Eu mă apuc de curățenie și după cum spuneam, mă duc să beau un șpriț. Mi-e o sete. Gata cu șprițul, gata cu varza, gata cu gâsca. Mamă, cum miroase la mine în bucătărie. Nu vă imaginați. Dar să pun și eu două mânuși în mână și să scot oala aia din cuptor. Wow! Foarte, foarte fierbinte. Ia uitați-vă aici. Tadadam. Mamă, cum bolborosește. Ultimele 20 de minute am lăsat-o fără capac să rumenesc puțin pulpele astea și varza, bineînțeles, și să ard oala de jur împrejur. Bine, nu arsură de-aia amară. Mai degrabă am caramelizat toată nebunia aici. Ia, hai să dăm cu ea mai în stânga. Gata, v-ați uitat, ați privit-o destul. La revedere, am nevoie de o farfurie. Nu știu unde să mă duc. Cred că asta e perfectă. O așezăm frumos aici să dea bine și să vedem cu ce punem în farfurie. Cred că am nevoie de o lingură din asta mai măricică și un clește pentru pulpițele astea de gâscă. Wow! Nici nu mai știu dacă am zis rață pe parcurs în loc de gâscă. Nu mai contează. E gâscă, da? Nu-i rață. Ia să vedem cum luăm de aici. Wow! Cât de bine s-a caramelizat și varza asta. Cum arată, mamă, cu morcovul ăsta. Și cât de bine miroase de la chimen. Wow! O nemulie, hai încă o leacă de zeamă. Gata, perfect. Mare aici, sos grăsime mai multă. Ia, mai punem frumos așa peste. Și venim frumușel cu o pulpiță. Asta din mijloc, cred că arată cel mai bine. Ia uitați-vă aici. Wow, gata, perfect. Hai că am așezat-o, nu o glumă. Mamă, ce abur iese din farfuria asta. Nu știu dacă se vede. Ia uitați-vă, wow. Bine, și din oala asta ies aburi. Ia o lecușă să îmi pun și eu o lingură de varză cu o leacă de sos și cu o pulpă de gâscă. Pam, pam. Nici nu mai știu cum face gâsca. Mac nu face sigur. O las frumoșele aici să se răcească. Mai venim cu câteva bălării în farfuria asta să o colorăm și să îi dăm alt gust. Bine, alt gust. Mai complicat să îi dai în momentul de față. Mai mult de culoare. Ia uitați-vă ce frumos arată mugureștea de mazăre pe aici. Stânga, dreapta, iuhu, gata, perfect. Și priviți aici ce farfurie frumoasă avem. Ia să dăm așa o tură cu ea. Tădădădăm. Hai că arată într-un mare, mare fel. Mamă, cum e pulpița asta de gâscă. Ia să vin și eu cu bucățica asta a mea, bucățica pulpița mea. Nu prea s-a răcit, dar îi vine eu de hack imediat. Ia, wow, cum se rupe. Bine, asta e pielea. Ce gust are pielea aia. Caramelizată. Wow. Hai să vedem ce gust are carnea și cu varza. Ia să vedem cum rupem sau cum tăiem. Mai degrabă rupem. Uitați-vă aici la pulpița asta. Cum se face. Franjuri, zdrențe în farfurie. Uhu. Pulled gus. Adică gâscă zdrențuită cu varză. Wow. Oho. Ia, o leacă de varză, furculița
perfectă. Suflăm până nu mai putem. Zici că varza asta e spaghete. Tagliatelle, nu spaghete. Mai vorbesc și eu puțin cu voi până se răcește tot ce am în furculiță aici. Mi-e și frică. Să nu mă frig. Și varza se topește în gură. Mamă, știu, gustare de la chimen. Uite o bucățică mai arsă pe aici. Deci, rămâi fără cuvinte. Un preparat atât de simplu, în 10 minute ai terminat toată treaba, le-ai aruncat în oală și le-ai băgat în cuptor. Le scoți și le pui pe masă. Și gustul, la final, wow, ascultați aici. Mai bine adatul nu se poate. Când la acordeon. Poate cel mai ușor, cel mai arătos, cel mai gustos și poate cel mai suculent cotlet de porc pe care l-ați mâncat vreodată. Și așteptați, asta nu-i tot, îl vom servi cu un sos de mere dulce acrișor. Am aici un cotlet micuț pentru vreo 7 persoane. Ia uitați-vă la animalul ăsta, cum arată. Îl vom găti simplu, sare și piper, nimic mai mult. Bine, o să mă aruncăm pe lângă vreo 2-3 cartofiori și îl vom servi cu un sos de mere, sau mai degrabă un chutney de mere, dulce acrișor, cu puțin muștar Dijon, cu puțin sirop de arțar, o leacă de oțet din cidru de mere. Stați aproape și o să vedeți ce bălăcăresc aici. Așa că toate ingredientele de care veți avea nevoie le veți găsi și în descrierea videoclipului, chiar aici jos. Astea fiind spuse, eu zic să n-o mai ardem aiurea și să dăm drumul la treabă. Prima dată încingem cuptorul la 230 de grade, căldură sus-jos, fără ventilație de data asta, 230, gata, și să ne luăm de frumușelul ăsta. Trebuie să-i crestăm așa șoriciul. Mamă, ia uitați-vă aici, am cuțit, dar dacă nu merge cu un cuțit, am pregătit și un cater. Ia să vedem, taie ăsta sau nu taie, depinde cât e șoriciul de tăricel. Mai mult mă chiv, da? Cred că e mai indicat cu caterul. Ia, potrivim așa undeva la maxim un centimetru sau până într-un centimetru. Ia uitați-vă, cam atât. Să tăiem din șorici. Îl crestăm frumușel, așa mai pe lățime, nu pe lungime. Ia să vedem. Oho, mamă, perfect caterul. Păi, ce vrei, bă, băiatule? I-am schimbat și lama. Ei, no, am spalat-o bine înainte, da? Nu am lăsat-o așa cu uleiul ăla pe ea. Și crestăm undeva cam dintr-un centimetru într-un centimetru. Așa, distanța să fie între crestături, nu mai mult. Ia uitați-vă. Păi, perfect așa, să încapă jumătate de deget. În felul acesta o să obținem un șorici foarte, foarte crocant și adică aburul, grăsimea o să iasă prin crestăturile astea și asta ne va ajuta să obținem șoriciul crocant, așa poate obținem și niște bule din alea pe el. O să vedem cum o să iasă. Asta depinde, cred că, în mare parte și de șorici, să nu fie chiar așa umed, chiar îmbibat în
în sucul lui propriu. Indicat ar fi să lăsăm carnea asta la frigider o zi sau două zile neacoperită ca să se mai usuce puțin. Eu n-am avut timp de așa ceva. Dacă aveți timp de așteptat vreo zi măcar, ar fi perfect, da? Fără sare, fără nimic, simplu. Ia, hai să continuăm cu crestăturile astea. Ușurel, mai pe repede înainte, de fapt, nu ușurel. Pam, 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 pam. Mamă, ce taie caterul ăsta. Da, și ștampila asta n-are nicio treabă, da? Stați liniștiți că am mai zis ce, am mai gătit eu ceva cu ștampilă și, doamne, ai lăsat ștampila pe porc. Dar ce vrei să fac, să tai șoriciu, să-l arunc? Ce am pățit, am nebunit? Ia, uitați-vă aici, zici că-i acordeon. Ce frumos arată. Așa, ne ștergem frumușel pe mânuțe și îl condimentăm. Cum am spus, sare și piper, atât, nimic mai mult. Bine, sare și piper doar pe partea, piper doar pe partea asta cu carne, pe partea cu șorici doar sare. Dăm prima oară aici frumușel, sare ca lumea să intre în el. Da, vă dați seama că nu îl crestăm, nu-i facem absolut nimic, așa îl lăsăm. Vrem să rămână zemos în interior. Gata, cam suficientă sare pe partea asta, îl frecăm bine, îl masăm, mai ștergem un pic pe mânuțe și piper proaspăt răjdit, bineînțeles, nu putem fără nici la animalul ăsta de cotlet. La fel, după gust, nu trebuie să vă luați după mine. Suficient, scuturăm răjnița și să-l masăm din nou, să se lipească bine piperul de el. Dacă vreți, puteți folosi și puțin ulei să îl stropiți așa, dar eu zic că are suficientă grăsime, nu mai are nevoie. Gata pe partea asta, îl întoarcem frumușel și aici îl dăm cu sare, cu multă sare și printre crestăturile astea, da, să intre sarea. Punem un strat așa frumos, mai baban, ca să ne putem juca să îl împrăștiem prin toate găuricile astea, prin toate crestăturile. Ia uitați-vă, perfect, îl putem strânge o lecuță ca să încapă degețelele pe aici. Perfect! Gata, staful, ne ștergem din nou pe mânuțe să fim curați, îl dăm la o parte și venim frumușel cu o tăviță mai măricică, dacă se poate, una cu un grilaj dintre ăsta ca să nu atingă bucățica asta de carne fundul tăvii și să se gătească cum trebuie, de jur împrejur să-l ia căldura. N-aveți o tavă de asta, puteți pune niște ceapă, morcov, păstârnac pe fund și după frumusețea asta de cotlet să stea un pic așa în aer, v-am spus. Ia, îl așezăm o lecuță aici, cum să-l așezăm, așa, perfect. Și prima dată îl dăm la cuptor la 230 de grade pentru 30 de minute să se rumenească așa, să se sigileze puțin și după vă arăt eu ce mai facem, adică ce mai facem. Mai aruncăm 3 cartofi pe lângă și la fum, îl băgăm din nou în cuptor. Gata, frumușel, la revedere, am terminat cu cotletul și să facem sosul, să nu pierdem vremea degeaba. Cu toate că o să se răcească, dar nu-i problemă, îl mai încălzim noi când îl servim. O leacă de curățenie și revin imediat. Puțină apă pe șervețel ca să nu fugă tocătorul stânga-dreapta. Gata, perfect, îi așezat cum trebuie. Și să începem. Avem nevoie de două cepe, de data asta ceapă roșie, dacă se poate, pentru că e mai dulceagă așa. Și ne ajută frumos și culoarea. De fapt, ne ajută și culoarea foarte frumos. O tăiem prima dată pe jumătate, după care fâșiuțe julien. Dăm într-o parte pe tocător și trecem la mere. Am aici mere roșii. Voi folosiți de care vreți. Golden, bodepure, ce găsiți și voi când mergeți la cumpărături. Ia, tăiem așa frumușel pe lângă cotor. N-avem nevoie de miez, n-avem nevoie de semințe. După care fâșiuțe potrivite și ăsta la maxim un centimetru grosime. Cam așa să arate bucățica. Îl lăsăm cu tot cu coajă pentru că și asta e destul de bună și gustoasă și sănătoasă. Așa, am aici 3 mere mai babane așa. Două potrivite și unul mai măricel. Hai, să terminăm repejor și cu ăsta. Avem nevoie de o tigaie mai măricică. Ia să vedem. Păi tot asta de aluminiu. Merge treaba destul de repede în ea. O punem frumos aici la încins. Focul să fie mediu spre mare. Nu vrem chiar așa puternic. O stropim cu o leacă de ulei de măsline, bineînțeles. Nu mult. Sau după gust. Eu o să pun undeva la 2 linguri și jumătate, să zicem maxim 3. Gata. Suficient. O lăsăm să se încingă foarte, foarte puțin. Între timp căutăm o lingură de lemn să amestecăm pe unde le-am pus. Gata, hai că am găsit una, e mai micuță, dar își face treaba și asta. Așa, venim prima dată cu ceapa,
O punem frumos aici la grămadă, fără să împrăștiem stânga, dreapta. Oh, am ceva ceapă aici, dar oricum nu vă gândiți că e multă, e numai bună, pentru că își va lăsa dulceața aia specifică. Ia să adunăm bine de pe blat, amestecăm puțin, o plimbăm pe aici să facă cunoștință cu uleiul de măsline. Și când vedem că a început să se înmoaie, adică după vreo 2-3 minute maxim, când devine puțin translucidă, ia uitați-vă la ea, perfect, wow! Mamă, cât de bine miroase, ceapă prăjită. Așa, venim cu merele, toate la grămadă și astea. Ia uitați-vă aici, nici merele nu sunt multe, pentru că nici codletul ăla nu-i micuț. Așa, și lăsăm la călit, undeva la, cât să zic, 10-15 minute, până merele vor fi foarte, foarte moi, se vor dezintegra, așa, ca să obținem să fie între sos și chutney, adică între sos și o dulceață cu bucăți mai grosuțe de mere. Amestecăm din când în când, bineînțeles, să nu se lipească. Ia uitați-vă, perfect. Oho, a început să dispară și uleiul de măsline de aici. În momentul acesta stingem cu puțin oțet din cidru de mere. Deci se potrivește de minune în preparatul ăsta. Cât să zic, undeva la un 50 de mililitri maxim. Oho, ia uitați-vă. Să te ții acum miros de oțet la bine în bucătărie. Suficient. Gata. Și la nevoie, ia să vedem dacă e cazul, lăsăm un pic să se evapore oțetul și la nevoie, cum spuneam, venim cu o leacă de apă să aibă și ceva zeamă aici toată nebunia. De fapt, ia, chiar acum venim cu apă undeva la 70-80 de mililitri maxim. Acum depinde de cantitatea de mere și de ceapă pe care o aveți și voi. Vă jucați cu cantitatea de apă. Cam așa e perfect lichidul în tigaie. Lăsăm frumos la călit, la fiert, la prăjit, ce s-o mai întâmpla aici. Cum am spus, 10-15 minute, poate chiar 20, nu se știe. Vă spun eu la sfârșit când am totul aproape gata pentru următoarele ingrediente. Astea sunt mai... Cu astea vom duce chutney-ul ăsta la un alt nivel. Chutney, sos, ciofil, dulceață de mere, cu ceapă, nici nu mai contează. O să iasă într-un mare, mare fel. Așa că brâb. Cam gata, s-au călit, s-au înăbușit destul, unele s-au sfărâmat, unele au rămas întregi, nu prea contează, oricum asta vroiam. În momentul acesta venim cu puțin muștar Dijon, nevoie de o linguriță, puțin, vreo două lingurițe, așa, babane cu vârf, ia să nu dăm și pe lângă două, hai că ar mai merge una, maxim trei. Îi și ăsta destul de bun, destul de gustos, leacă așa picant, duce ahrean și sirop de arțar. Ăsta, cât să zic, undeva la 2-3 linguri maxim. Trebuie să mai îndulcim o leacă merele astea pentru că le-am acrit cu niscai oțet. Amestecăm, împrăștiem bine și muștarul pe aici cu siropul de arțar. Mamă, ce parfum și cât de bine arată. Ia uitați-vă cum lucesc merele astea. Bine, și mai lăsăm la călit undeva la maxim 5 minute, nu mai mult. Să nu uităm, au nevoie și asta de sare, puțină, nu multă, încă o dată, deci de 3 ori cât iei cu astea 3 degete. Și piper proaspăt râșnit, merge piperul ăsta și la mere, nebunie. Gata, suficient, mai puținel aici, nu chiar atât, așa mult. Amestecăm, împrăștiem bine și sarea și piperul și ia uitați-vă, mamă, perfect. Opțional, dacă vedem că a scăzut foarte, foarte mult, mai stropim așa tigaia cu o lecuță de apă, un 50 de mililitri maxim acolo. Ia, să avem și ceva mai lichid, de fapt să avem un sos mai lichid, un ceapă mai lichid, o dulceață mai lichidă, cum ziceam și mai devreme. Așa, amestecăm, încorporăm bine și apa și maxim 5 minute mai lăsăm la călit, pe foc. La fel, focul să fie foarte, foarte micuț. Nu vă mai rețin prea mult pentru că trebuie să scot și cotletul ăla din cuptor. Cam așa o să arate. Dacă îl vrem mai grosuț, așa, putem să mai sfărâmăm din mere, dar eu o las așa că e numai bun. Și acum... Păi, acum, hai să vă arăt ce am aici. Pam, pam, iese o lecuță de fum pentru că a fost cuptorul la 230 de grade.
Cum arată? Mamă, mamă, și deja a început să fie crocant șoriciul. Ia ascultați aici. Bine, mai are ceva, nu? Îi gata deocamdată. Trebuie să îl scot cumva de aici. Am nevoie de un clește. Ia să vedem și de cuțitul ăsta, dacă pot. Sper să reușesc. Hai că reușesc. Unde îl pun? Uite, îl pun aici. Pe tocător. Mamă, mușcă, rău, nu glumă. Așa, și în momentul acesta venim cu vreo 4 cartofiori aici în tavă, fix pe mijloc, unde o să fie și cotletul, ca să curgă grăsimea aia care se scurge din el. Bine, stropim cartofii ăștia cu puțin ulei de măsline, ca să se lipească sarea de ei, nu de alta, că de trebuie să-i sărăm și poșteanul. Puțin mai multă sare, pentru că mai scuturăm noi când vor fi copți, dacă îi cazul, da, nu cred că va fi cazul. Gata, perfect. Și venim în momentul acesta din nou cu cotletul. Vine cu prosop, cred că e mai indicat. Ia să vedem cum așezăm. Pam, pam, am luat și eu niște cartofi. Dita mai animalele de cartofiuri, dar se vor presa când se vor înmuia. Și cam asta a fost la cuptor cu dânsul pentru încă o oră și jumătate minim. De data asta la 180 de grade, da? Să nu lăsați la 230 pentru că se va arde și îi păcat de muncă și de bucățica asta de carne. Astea fiind spuse, o să beau o bere rece, că am ceva de așteptat. Sosul îi gata, dulceața, cum îi mai spune, mă mai gândesc la o variantă până se coace ăla. B-R-B. Ia să vedem, ia să vedem, că am fumat puțin bucătăria, sau mai degrabă am parfumat-o. Ia, la revedere cu cuptorul, și-a făcut treaba, bye bye, și ia uitați-vă la nebunia asta. Tadadadam, tadam, hai că arată într-un mare, mare fel. Mamă, și cât de bine miroase. Și stați așa un pic să ascultați șoriciul. Fiți atenți la șorici. Ascultați aici. Mamă. Pam, pam. Wow. Musai să-l lăsăm puțin la odihnit, undeva la 10-15 minute, ca să fie ce trebuie. Ca și la carnea de vită, adică trebuie să lași o bucată mare de carne la odihnit să rămână sucurile în interior. Verificăm și cartofii. Oho, perfect copți. Și vă imaginați ce gust vor avea, nu? De la grăsimea asta de porc. Ia, fac o lecuță de loc și mă pregătesc să îl tai după ce se odihnește. S-a odihnit destul, mai că îl ia somnul dacă îl las prea mult. Să vedem cum îl tăiem. Ia, să încercăm noi de prin partea asta pe aici, că e mai subțirel și poate se taie mai lejerea. Sau, nu, tot de aici, bucata asta mai mare, adică tot invers. Ia să vedem, ia să vedem. Osciorul, unde-i osciorul? Mamă, e destul de fierbinte. Pam, 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 ăsta e cam strâmb puțin, contează, asta e bucățica mea. Oho, perfect gătit. Wow, și cât de, mamă, cât de zemos este în interior, ia uitați-vă aici. Uhu, perfect. Nu pot să strâng prea tare, că e destul de fierbinte. Ia prima dată să tai șoriciul, să scap de el și așa pe un oscior. Uhu. Am și o clește lângă, dar nu prea mă duce capul la ora asta. Și cu animalul ăsta în față, mamă, priviți cum arată mai spre mijloc. Wow, așa ceva mai greu de imaginat. Uitați-vă cum curge zeama din el. Mamă, v-am spus că o să iasă zemos, nu glumă. Și bucățica asta arată perfect, cam poze. Hai să fim serioși. Gata, la o parte cu tocătorul, venim frumușel cu, opa, așa să nu uit, un cartofior s-a răcit ăsta, hai că s-a mai răcit. Tăiem așa pe jumătate un cartof, repede aici, să-l avem pregătit. Gata,
jumătate opoi suficient pentru o porție așa mai potrivită. Nici prea mare, nici prea mică. Așa, sosul e gata. Am nevoie de o farfurioară. O punem frumos aici și venim prima dată cu un cartofior. Ia, fix aici, într-o parte. Hai bă, stai așa sau cum vrei. Ia, îl presăm noi o lecuță să stea mai frumușel, mai aranjat. Wow, cât de bine arată și ăsta. Da, bă, de aștept să mă înfig într-o bucățică. Ia, o lingură, venim cu câteva mere cu ceapă, dulceață, ceadnei ce o fi, așa lângă cartof, să nu împrăștiem prea mult pe farfurie, că e destul de micuță și vreau să o țin așa mai curată. Ce să fac și eu, că tot împrăști. De, asta e. Nu prea... Mă descurc în momentul acesta cu plating-ul. Trebură mâna. Și venim frumușel cu, wow, animalul ăsta de cotlet. Ia uitați-vă, mamă, cum arată. 2-3 bălării, stânga-dreapta. Ia să vedem, să adunăm, că s-au cam tuflit și astea. Dar mai adunat eu aici o mânuță mai devreme. Una pe aici, una pe aici, fix în vârf pe cotletul ăsta. Stânga-dreapta, pe unde nimerim și noi să mai colorăm o leacă farfurioara asta. Ia uite și aici, frumușel. Tudum, tudum. Și priviți ce farfurioară frumoasă avem. Și cât mai cotletul frumos avem. Dăm așa o tură. Tădădădăm, tădăm. Hai că arată bine, rău. Nu glumă. La revedere cu farfuria. Tragem tocătorul mai aproape și să vedem ce am făcut. Vedem așa colțul ăsta. Bine, îi mai uscățel așa. Puțin măr cu ceapă. Băi, oameni buni, mărul ăsta cu muștar Dijon, cu siropul ăla de arțar, o nebunie. Deci, efectiv, o nebunie. Ia să mai iau o bucățică. N-ai cum. N-ai cum să spui, nu? Preparatul ăsta. Deci nu-mi vine a crede cât de bine se potrivesc. Wow! Și șoriciul ăsta, ia, să vedem. Ascultați aici. Mai bine adatul nu se poate. Clar, e cel mai bun cotlet pe care l-am făcut vreodată în viața mea. Și am ceva de gătit. Bă, băiatule, băiatule, mamă, și cărnița asta cum e perfect gătită. Parfum curcubeu pe celor guri. Gata. Mă, ce joc om la masă după. Ce să mai? Sper să vă placă și vouă, așa că nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela cu toate notificările pentru a fi la curent cu ce face nebunul ăsta, dar bunesc aici. Ia, mai ascultați odată sunetul ăsta. Când la acordeon. Mamă, mamă, ce frumos a umflat. Parfum, parfum de porc cu măr.